Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare C++. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile C++ pentru construirea de algoritmi ce combină structura secvențială cu cea alternativă și repetitivă și să testeze aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Să ne reamintim definiția celui mai mare divizor comun a două numere naturale nenule. Acesta este un număr D cu proprietățile. D îl divide pe A și D îl divide pe B. D este divizor comun al lui A și B. Orice alt divizor comun C al lui A și B îl divide pe D, iar determinarea celui mai mare divizor comun a două numere naturale nenule se leagă de numele cunoscutului matematician grec Euclid. Accesați codul QR afișat pentru a afla mai multe detalii despre acesta. O metodă cunoscută pentru calcularea celui mai mare divizor comun a două numere naturale, A și B, presupune următorii pași. Se descompun numerele în factori primi, se aleg factorii primi comuni o singură dată la puterea cea mai mică și se înmulțesc. Ne propunem să determinăm cel mai mare divizor comun al numerelor 315 și 147. Le descompunem în factori primi și obținem A este egal cu 3 la puterea a doua mulțit cu 5 la puterea a întâi mulțit cu 7 la puterea a întâi, iar B va fi egal cu 3 la puterea a întâi mulțit cu 7 la puterea a doua. Factorii primi comuni, luați o singură dată la puterea cea mai mică, vor fi 7 și 3 și ambii vor fi la puterea cea mai mică egală cu 1. Deci, cel mai mare divizor comun al numerelor 315 și 147 va fi 21. Algoritmul lui Euclid propune o metodă eficientă pentru calculul celui mai mare divizor comun a două numere naturale. Euclid a observat că CMMDC a două numere naturale A și B rămâne același dacă se scade numărul mai mic din cel mai mare. Presupunând că A este numărul mai mare, scăzând în mod repetat pe B din A, în A va rămâne restul împărțirii lui A la B. Rezultă că CMMDC de A și B este același cu CMMDC de B și A%B, unde procentul reprezintă restul împărțirii lui A la B. Algoritmul este următorul. Se reține restul împărțirii lui A la B, apoi se reține restul împărțirii lui B la restul calculat și așa mai departe, până când se obține un rest egal cu 0. CMMDC va fi ultimul rest diferit de 0. Pentru valorile propuse, prin algoritmul lui Euclid se calculează CMMDC dintre 315 și 147. Apoi, se calculează CMMDC dintre 147 și 21, 21 fiind restul împărțirii lui 315 la 147, și apoi CMMDC dintre 21 și 0, care în final va fi egal cu 21. Să ne reamintim cum poate fi scris în pseudocod algoritmul lui Euclid. Se citesc valori naturale în variabilele A și B. Cât timp valoarea variabilei B este diferită de 0, se calculează în variabila rest, cu ajutorul structurii repetitive cât timp, restul împărțirii lui A la B. Variabila A preia valoarea variabilei B și variabila B preia valoarea variabilei rest. Când valoarea variabilei B a ajuns egală cu 0, se afișează CMMDC dintre cele două numere date calculat în variabila A. Se observă că valorile celor două variabile A și B se modifică pe parcursul algoritmului.
să observăm cum se implementează în limbajul de programare C++ algoritmul lui Euclid pentru calculul celui mai mare divizor comun a două numere naturale nenule. În programul principal se declară variabilele întregi A, B și rest. Se citesc cu ajutorul comenzii sin valori naturale nenule pentru variabilele A și B. Cât timp valoarea variabilei B este diferită de 0, se calculează în variabila rest cu ajutorul structurii repetitive cât timp restul împărțirii lui A la B. La fiecare iterație, variabila A preia valoarea variabilei B și variabila B preia valoarea variabilei rest. Când valoarea variabilei B a ajuns să fie egală cu valoarea 0, se afișează CMMDC dintre cele două numere, calculat în variabila A. Algoritmul lui Nicomachus reprezintă o variantă a algoritmului lui Euclid în care se folosesc scăderi repetate. În pseudocod să urmărim cum se citesc valori naturale în variabilele A și B, cât timp variabilele A și B conțin valori diferite, se verifică la fiecare iterație dacă valoarea variabilei A este mai mare decât valoarea variabilei B și în caz afirmativ din valoarea variabilei A se scade valoarea variabilei B, iar în caz contrar din valoarea variabilei B se scade valoarea variabilei A și se reactualizează valoarea variabilei B. La finalul algoritmului se afișează CMMDC dintre cele două numere date, calculat în variabila A. Observație, valorile celor două variabile se modifică pe parcursul algoritmului. Acestea se egalizează. Ne propunem să calculăm CMMDC dintre 315 și 147. Se observă că 315 este mai mare decât 147 și valoarea variabilei A se modifică și devine 168. Deci vom calcula CMMDC dintre 168 și 147. Se observă că 168 este mai mare decât 147 și atunci din valoarea variabilei A, care este egală cu 168, se scade valoarea variabilei B, care este egală cu 147 și se obține 21. Algoritmul continuă până când valorile variabilelor A și B devin egale cu 21. Acesta reprezintă cel mai mare divizor comun dintre 315 și 147. Ne propunem să observăm cum se implementează în limbajul de programare C++ algoritmul lui Nicomachus. În programul prezentat se declară variabilele întregi A și B. Se citesc valori naturale în variabilele A și B cu ajutorul instrucțiunii sin. Cât timp variabilele A și B conțin valori diferite, se verifică la fiecare iterație dacă valoarea variabilei A este mai mare decât valoarea variabilei B și în caz afirmativ, din valoarea variabilei A se scade valoarea variabilei B, iar în caz contrar, din valoarea variabilei B se scade valoarea variabilei A. La finalul algoritmului se afișează cu ajutorul comenzii cout valoarea variabilei A ca fiind cel mai mare divizor comun dintre cele două numere. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură trei numere naturale nenule cu maximum 9 cifre fiecare și afișează pe ecran cel mai mare divizor comun al lor. De exemplu, dacă A egal cu 12, B egal cu 18 și C egal cu 30, se afișează valoarea 6. Se observă că A este egal cu 2 la puterea a doua mulțit cu 3, B este egal cu 2 înmulțit cu 3 la a doua, iar C este egal cu 2 la puterea 1 înmulțit cu 3 la puterea 1 înmulțit cu 5 la puterea 1. Și cel mai mare divizor comun pentru cele trei numere va fi egal cu 6.